Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre Marșul asupra Romei din 28 octombrie 1922. Marșul asupra Romei a fost o lovitură de stat prin care Partidul Național Fascist, condus de dictatorul italian Benito Mussolini, a acaparat puterea în regatul Italiei. Marșul a avut loc din 22 octombrie până la 29 octombrie 1922. În martie 1919, Mussolini a fondat prima Ligă Italiană de Luptă, la începutul a doi ani roșii. A fost o înfrângere la alegerile din noiembrie 1919, dar la alegerile din 1922, Mussolini a intrat în Parlamentul Italian. Alături de partidul său fascist a fost creată organizația paramilitară Cămășile Negre, Squadristi. În august 1920, Cămășile Negre au fost folosite pentru spargerea grevei generale care avea loc la fabrica Alfa Romeo din Milan. În noiembrie 1920, după asasinarea lui Giordana, consilier municipal de dreapta din Bologna, Cămășile Negre au fost folosite ca instrument de represiune de stat pentru a zdrobi mișcarea socialistă, care a inclus o componentă puternică anarhosindicalistă, în special în Valea Padului. Sindicatele au fost dizolvate, iar primarii de stânga au demisionat. Fasciștii au inclus pe listele lor Uniunea Națională a lui Giovanni Giolitti, la alegerile din mai 1921, cu care au câștigat 36 de locuri. Mussolini a retras apoi sprijinul pentru Giolitti și a încercat să încheie un armistițiu temporar cu socialiștii prin semnarea unui pact de pacificare în vara anului 1921. Acest lucru a provocat un conflict cu partea cea mai fanatică a mișcării, Squadristii, și cu liderii lor RAS. În iulie 1921, Giolitti a încercat fără succes să dizolve Squadristii. Atunci înțelegerea cu socialiștii a fost ruptă, apoi, la rândul său, în noiembrie 1921, Mussolini a adoptat un program naționalist și conservator și a fondat Partidul Național Fascist, care în iulie 1922 avea 700.000 de membri. În luna august a fost declanșată o grevă antifascistă generală, dar nu a reușit să readucă la viață Partidul Popular Italian și a fost reprimată de fasciști. Cu câteva zile înainte de marș, Mussolini s-a consultat cu ambasadorul american Richard Washburn Child dacă guvernul Statelor Unite ar obiecta la o participare fascistă într-un guvern italian viitor. Child l-a încurajat să continue. Când a aflat că prim-ministrul Luigi Facta i-a dat lui Gabriele D'Annunzio misiunea de a organiza o demonstrație mare pe 4 noiembrie 1922 pentru a celebra victoria națională în timpul războiului, Mussolini a decis pornirea marșului menit să accelereze procesul și să dea la o parte orice concurență. Quadrunvirii care conduceau Partidul Fascist, generalul Emilio De Bono, Italo Balbo, unul dintre cei mai cunoscuți, Michele Bianchi și Cezare Maria de Vecchi, au organizat marșul asupra Romei în timp ce Mussolini a stat în spate pe majoritatea durată a marșului, deși a permis să se facă poze cu el mărșăluind alături de fasciști. Generalii Gustavo Fara și Sante Ceccherini au asistat la pregătirile marșului din 18 octombrie. La marș a aderat și marchizul Dino Perone Compagni și Ulisse Igliori. La data de 28 octombrie anului 1922, fasciștii italieni, conduși de Benito Mussolini, mărșăluiesc spre Roma pentru a prelua puterea politică în Italia. Una dintre cele mai cunoscute doctrine politice ale secolului 20, doctrina fascistă, a jucat alături de comunism și nazism un rol extrem de important în modelarea viitorului Europei din prima jumătate a secolului 20. Dar, la fel ca și celelalte doctrine totalitare, fascismul a fost caracterizat de existența unui lider unic, un lider care se confunda cu statul, fiind vorba de Benito Mussolini.
cel care va fi conducător de facto al statului italian fascist din anul 1922 și până în anul 1943. De altfel, ideea centrală a fascismului o reprezintă tocmai ideea de stat și de națiune unică fără naționalități, adică doar națiunea italiană. În ceea ce privește latura sa activă, fascismul a fost caracterizat de violență și intoleranță față de alte partide sau organizații politice, iar manipularea maselor, misticismul și promovarea intensă a rasismului sunt alte elemente care descriu acest regim politic interbelic. În ceea ce îl privește pe Benito Mussolini, imaginea sa era susținută de un puternic cult al personalității, fiind văzut de către fasciști italieni ca un salvator al unei națiuni deja zdruncinate de greutățile Primului Război Mondial și de anii de criză ce au urmat acestuia. Deși putem identifica cu ușurință elemente asemănătoare între fascism și comunism sau nazism, fascismul s-a pronunțat împotriva nazismului și al luptei de clasă. Pentru fascist, totul se află în stat, nimic uman sau spiritual nu există în afara statului. În acest sens, fascismul este totalitar, iar statul fascist, sinteză și unitatea tuturor valorilor, interpretează, dezvoltă și dă forță vieții întregului popor. Alături de Partidul Fascist, Mussolini a creat și organizația paramilitară numită Cămășile Negre, organizație care a fost folosită ca instrument de represiune a statului pentru a zdrobi celelalte partide politice care nu erau de acord cu ideologia fascistă. De altfel, Cămășile Negre au jucat un rol esențial în cadrul așa numitului Marș asupra Romei, adică în cadrul loviturii de stat prin care fasciștii, conduși de Mussolini, au acaparat conducerea Italiei. Astfel, este ușor de intuit că mai târziu, Cămășile Negre ale lui Mussolini au devenit sursă de inspirație pentru cămășile brune ale lui Hitler, cum de altfel și titulatura de Führer, adică unicul conducător, este titlul pe care acesta și-l va lua pentru a aminti de numele de Il Duce, titulatura pe care Mussolini și-o asumase deja odată cu preluarea puterii. Revenind la Italia, trebuie amintit că la 24 octombrie 1922, Mussolini a declarat în fața 60.000 de oameni adunați la Congresul Fascist din Napoli că programul nostru este simplu, adică vrem să conducem Italia. Asta în timp ce Cămășile Negre vor ocupa toate punctele strategice ale țării. De altfel, încă din 26 octombrie, fostul ministru de interne Antonio Salandra l-a avertizat pe prim-ministrul Luigi Facta că Mussolini se pregătește să mărșăluiască spre Roma, spre a prelua puterea. Pentru a face față amenințării reprezentate de trupele fasciste adunate pentru marșul asupra Romei, Luigi Facta a declarat stare de asediu, însă temător, regele Victor Emanuel al III-lea al Italiei a refuzat să semneze ordinul militar. Iar la data de 28 octombrie, când fasciștii se aflau deja la porțile Romei, regele i-a predat puterea lui Mussolini. Marșul în sine a fost compus din mai puțin de 30.000 de oameni, dar regele se temea de un război civil și de aceea a preferat să-i acorde puterea lui Mussolini. Decizie care se va dovedi în timp deosebit de nefastă pentru Italia și poporul italian. Dar iată cum s-au derulat evenimentele. 4 septembrie 1922. Orașul Civita Vecchia este ocupat de squadristi. Administrația socialistă trebuie să-și dea demisia. Fasciștii se instalează în oraș, care scapă de sub controlul guvernamental. 12 septembrie. Facta prezidează Consiliul de Ministri. Tadei, ministrul de interne, propune concentrarea unui contingent care să întărească armata. Consiliul se opune. La 14 septembrie, ministrul instrucției publice, Anile, din Partidul Popular, asistă la un banchet la Ancona. Deodată se produce dezordine. Ancona scapă de sub controlul guvernamental. Orașul Terni, care străjuiește linia drumului de fier Ancona-Roma,
trece sub dominația fascistă. În seara zilei de 20 septembrie, câțiva oameni se îndreaptă spre localul Federației Cooperativelor de pe Via Monte Doro, printre ei și Michele Bianchi. Se studiază marșul asupra Romei, participanții cad de acord asupra obiectivelor operației, să dăruiască Italiei un guvern pentru a scăpa de regimul parlamentar, fără să fie atinsă însă monarhia, și să se obțină cu orice preț neutralitatea armatei. Așadar, evenimentele se precipită și zvonurile despre marșul plănuit răzbate repede. Cremona este printre primele orașe din Italia care s-a supus legilor fasciste. Mussolini asistă la defilarea cămășilor negre, apoi se adresează mulțimii din Piața del Comune, principi, triari, avangardiști, balili, femei fasciste, popor muncitor din Cremona și din provincie. Marșul pe care l-ați început nu se poate opri înainte de atingerea țelului suprem, Roma. La 3 octombrie, agenția de informații dă pentru prima dată indicații precise cu privire la un marș asupra Romei care se pregătește. La 4 octombrie, la Roma, la Congresul Partidului Socialist Italian, maximaliștii se hotărăsc să excludă din partid pe socialiștii democrați care înființează Partidul Socialist Unitar. În seara zilei de 4 octombrie, Mussolini se duce la fascia din Milano, Antonio Sciesa, de la Via Senato. Comemorează acolo pe fasciștii căzuți la asaltul criminalelor viziuni ale lașilor de comuniști. Se așteaptă însă altceva. Într-adevăr, la 1 octombrie, evenimentele se precipită. Squadrele s-au concentrat în Trentino, având în frunte pe Giunta, Farinacci, De Stefani și Starace. Tot la 4 octombrie, în timp ce Mussolini vorbește la Milano, De Stefani apare pe balconul unui palat de pe via Balanzani din Trento, pe care fasciștii tocmai l-au ocupat. Este aclamat și declară, declanșând noi ovații, aceasta este prima etapă a marșului asupra Romei. La 24 octombrie se adună 40.000 de cămăși negre venite din toată Italia cu trenuri speciale. Dimineață, la Teatrul San Carlo, în prezența prefectului și a lui Benedetto Croce, Mussolini rostește un discurs amenințător. Noi, fasciștii, nu înțelegem să intrăm în guvern prin ușa de serviciu. Este o problemă de raport de forțe. De vechi, Grandi, Constanzo, Ciano se opresc la Roma. Trebuie să supravegheze din interior orașul amenințat. Ei îl însărcinează pe Salandra să-i prezinte lui Facta și regelui ultimatumul fascist, demisia guvernului sau marșul asupra Romei. În după-amiaza zilei de 26 octombrie, miniștrii îi prezintă lui Facta demisiile lor. Facta cere regelui, care are reședința la San Rossore, lângă Pisa, să se întoarcă la Roma. Sosind în gară în ziua de 27 octombrie pe la ora 20, regele pare hotărât. Facta a venit să-l aștepte și regele îl îndeamnă să proclame starea de asediu. Peste câteva ceasuri, în Italia începe mobilizarea cămășilor negre. Pretutindeni este publicată proclamația Quadrunviratului. Fasciști din toată Italia, a sunat ceasul bătăliei decisive, armata cămășilor negre afirmă din nou victoria ciuntită. Legea marțială a fascismului intră în vigoare. Armata, rezerva și pavăza națiunii nu trebuie să participe la luptă. Fascismul nu avea să lupte nici împotriva agenților forței publice. În ziua de 27 octombrie la ora 23, ministrul de război este informat că marșul asupra Romei a început. Unele orașe sunt ocupate fără mari dificultăți. La Trieste, Padova și Veneția, autoritățile militare colaborează pe față cu cămășile negre. Alte orașe, în schimb, și printre ele cele importante, sunt mai rezervate. Quadrunvirii sunt neliniștiți. Falimentul militar al marșului asupra Romei este aproape evident când le sosește știrea în ziua de 28 octombrie că guvernul Facta, care și-a dat demisia din ziua de 27, a proclamat starea de asediu.
La ora 9, Facta se prezintă la rege să-i semneze decretul cu privire la declararea stării de asediu, pe care o sugerase însuși regele. Dar, lovitură de teatru, Victor Emanuel al III-lea refuză. La ora 11 și 30 de minute dimineața, agenția Stefani anunță retragerea decretului cu privire la starea de asediu. La ora 12 și un sfert, știrea este comunicată ziarelor. La ora 18, regele îl însărcinează pe Salandra cu alcătuirea guvernului. De altfel, Salandra primește seara două mesaje precise. Unul din partea Confindustriei, a Confagricolei și a Asociației Bancare, avertizându-l că pentru rezolvarea crizei nu există altă soluție decât un guvern Mussolini, celălalt din partea senatorilor Albertini și Conti, în același sens. În ziua de 29 octombrie, Salandra se duce la Quirinal și îl sfătuiește pe rege să-l convoace pe Mussolini pentru constituirea cabinetului. De Vecchi, primit de rege, îi telefonează lui Mussolini și îl poftește în numele regelui să vină la Roma. E o cursă, spune Mussolini, să-mi scrie. În jurul orei 14 primește următoarea telegramă. Foarte urgent, prioritate absolută. Domnului deputat Mussolini, Milano, din Roma, Quirinal. Maiestatea sa, regele, dorind să confere cu dumneavoastră, vă roagă să veniți la Roma. Respectele mele, generalul Cittadini. Duminică 29 octombrie, la ora 15, Mussolini îi telefonează prefectului să-i pregătească un tren special. Dar Mussolini se răzgândește, vrea o manifestație și va pleca mai târziu. În timpul acesta, Mussolini se duce să-și viziteze soția. Foarte uimită să-l știe șeful guvernului, începe să plângă, simțeam că eu și familia noastră îl vom pierde. La gara din Milano îi se oferă lui Mussolini gerbe de flori. În ziua de 30 octombrie 1922, trenul se oprește în gara Romei. Trupele dau onorul. Mussolini se urcă într-un taxi însoțit de Bianchi, suita lui se repede în alte două mașini și cele trei mașini se îndreaptă spre Quirinal. Regele îl însărcinează pe Mussolini să formeze guvernul. Constituția este respectată întocmai, ducele a dat însă ordin scoadrelor să intre în Roma cu trenul, intendența militară ocupându-se de găzduirea și aprovizionarea cămășilor negre. Defilarea scoadriștilor va masca apatulbure a intrigilor, a compromisurilor și a renunțărilor. Legenda unei puteri, smulsă cu prețul unei mari insurecții a poporului, va putea să devină în viitor o adevărată forță politică. Așadar, lui Mussolini s-a cerut să își formeze cabinetul la 29 octombrie 1922, în timp ce aproximativ 25.000 de cămăși negre defilau prin Roma. Mussolini a ajuns astfel la putere în mod legal, în conformitate cu Statuto Albertino, Constituția italiană. Marșul asupra Romei nu a fost cucerirea propriu-zisă a puterii, data fiind celebrată ulterior de mișcarea fascistă, ci mai degrabă forța de precipitare în spatele unui transfer de putere în baza Constituției. Această tranziție a fost făcută posibilă de predarea autorităților publice în fața intimidării fasciste. Mulți lideri de afaceri și financiari au crezut că ar fi fost posibil să îl manipuleze pe Mussolini, ale cărui discursuri și politici timpurii erau în favoarea economiei de piață și a liberalismului pe plan economic. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine. Pe curând!